În localitățile unde incidența cazurilor de COVID depășește 3 la 1000 de locuitori, dar este mai mică sau egală cu 6 la 1000 de locuitori, clienților le este permis accesul în spațiile închise din cafenele, baruri sau restaurante, doar dacă fac dovada că au fost vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și că au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Dacă prezintă rezultatul negativ al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid numai vechi de 48 de ore sau dacă se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Baia Mare se află deja în această situație, iar reprezentanții sectorului Horeca spun că se așteaptă la o scădere drastică a numărului de clienți. Sigur că ne afectează pentru că numărul de oaspeți care pot să treacă pragul unui restaurant este mai mic cu 70%. De ce cu 70%? Pentru că dacă ne uităm la cifrele care au fost publicate ca și procent de vaccinare, se pare că 70% din păcate din cei din țară nu sunt încă vaccinați. Și atunci putem să extrapolăm acest procent și asupra celor care ar merge într-un restaurant ca să servească masa. Cu atâta vor fi mai puțini, în principiu. Numărul celor care vizitează și se duc la restaurante scade oricum în această perioadă a anului. Și asta este independent, că discutăm de vreun virus, vreo pandemie sau de altceva. Și atunci, din acei care puteau să meargă la restaurant, încă acest număr scade drastic. Încasarea va fi, bineînțeles, mult mai mică decât într-o situație normală. Deja în unele restaurante din Baia Mare, o parte dintre clienții care nu au îndeplinit una dintre cele 3 condiții obligatorii pentru a putea servi masa, au fost întorși din drum. Clienții, o mare parte din ei, pentru că nu știau încă despre ce este vorba în ordonanțele date în regulile noi, o mare parte dintre ei s-au întors din partea restaurantului, în ușa restaurantului, pentru că unul dintre clienți care erau în aceeași trupă cu ceilalți nu era vaccinat sau nu îndeplineau una din următoarele condiții, din cele 3 condiții, astfel încât au renunțat la restaurantul nostru și au încercat să meargă și în alte părți. Din informațiile mele, o mare parte dintre jucătorii Horeca din Baia Mare au ținut cont de aceste reglementări încă de la început. Trebuie precizat că dacă în cazul clienților trebuie să fie respectată una dintre cele 3 condiții pentru a le fi permis accesul în restaurant, asta nu înseamnă că și angajații din industria Horeca trebuie să fie vaccinați. Ceea ce pot să vă spun este că în momentul de față există niște legi, există un cod al muncii, există niște adrese oficiale între Ministerul Sănătății și Avocatul Poporului, în care se stipulează foarte clar că niciun angajator nu are dreptul să forțeze pe niciun angajat să facă nici o intervenție medicală de orice natură ar fi ea, inclusiv această vaccinare. Deci este exclus ca vreun angajator, că discutăm de sectorul Horeca sau că discutăm de alte sectoare de activitate din economie, să își poată permite să facă acest șantaj asupra unui angajat să se vaccineze, altfel îi desface contractul de muncă. Inclusiv reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș au confirmat faptul că angajatorii nu au voie să-și oblige salariații să se imunizeze împotriva noului coronavirus. De asemenea, costurile care sunt legate de sănătatea lucrătorilor, dacă se impune acest lucru, trebuie suportate de angajator. Dacă în cazul restaurantelor, barurilor și cafenelelor lucrurile sunt clare, nu același lucru se poate spune de fast-food-urile din mall-urile din Baia Mare. Aici, clienții au putut să ia masa în interior fără niciun fel de verificări. Din păcate, se face o discriminare între restaurante și fast-food-urile din mall, pentru că eu nu am văzut absolut nicio prevedere vis-a-vis de fast-food-urile din mall care ar putea să servească masa. Reprezentanții prefecturii Maramureș au confirmat faptul că fast-food-urile din cadrul mall-urilor au fost omise inițial, dar au precizat că aseară a fost publicată hotărârea de guvern care reglementează și situația lor și va intra în vigoare în cel mai scurt timp.